Este a treia gală importantă organizată de clubul Power Gym Craiova. Se vor disputa peste 50 de meciuri, iar la gală vor fi prezenți luptători galonați. Pe timpul zilei vom avea parte de în jur de 50 de meciuri, copii juniori și seniori, și veți avea ocazia și dumneavoastră și publicul să vedeți foarte mulți campioni naționali europeni, începând de la 7 ani până la minus, până la 18 ani. Noi, ca eveniment, ca lupte în sine, suntem mult deasupra altor gale, care poate ați văzut și dumneavoastră, vă lasă, chiar dacă sunt la un nivel cu pretenții foarte mari, vă lasă un gust amar de ce se întâmplă acolo. Antrenorul de fotbal, Emil Stândoi, prieten cu Ionuț Fucă, a salutat ieri organizarea unei gale care să lupte împotriva violenței, iar când a fost întrebat dacă ar provoca la un meci de K1 vreun arbitru de fotbal, a răspuns mucalit. Noi, antrenorii, să știți că mai primim din când în când câte o lovitură din partea arbitrilor, ea poate să fie chiar sub centură și avem de suferit și mai ales că nu putem să ripostăm. Da? Ar fi o ocazie acum, dar din păcate nu suntem pregătiți. Și la această gală vor fi sprijiniți financiar copiii cu probleme, de data aceasta cei autiști. Luminița Sandu, vicepreședinte ANCAR, a spus ieri că evenimentul vine în contextul în care pe 2 aprilie este Ziua Internațională a Conștientizării Autismului. Evenimentul va fi prezentat de actrița Jenny Nicolau împreună cu Magdalena Osman, iar cântăreața Reina Vox va susține un recital însoțită de trupa de dans Freaks.